Salut prieteni, bine ați venit la videotorial.ro Eu sunt Cristi și astăzi vom edita video pe Android. Pentru asta vom folosi aplicația Power Director care se găsește gratuit în Play Store. Există și o versiune comercială care ne permite să exportăm până la 1080p video. În versiunea gratuită putem să exportăm rezoluții de maxim 1280x720. De asemenea, în versiunea gratuită din când în când mai pot apărea și reclame. Haideți să începem. Deschidem aplicația și imediat ce o deschidem o să facem un proiect. În acest proiect, bineînțeles, va fi editarea noastră. Deschidem și numele va fi dat automat sau putem alege noi un nume, de exemplu concediu la munte sau vacanța la mare sau chestii de genul ăsta ca să vă dați seama exact ce proiect este ăsta. Dăm ok. Imediat ce se deschide proiectul, avem posibilitatea aici sus să alegem video, să alegem poze, să alegem audio. O să vedem imediat cum se folosește. Aici jos avem timeline-ul și în timeline putem să uh, băgăm uh, poze, putem să băgăm video și putem să băgăm, bineînțeles, tracuri audio. Haideți să dăm și noi browse printre fișiere <coughs> și o să importăm câteva dintre ele. Apăsăm pe plus și se vor importa automat. Așa, haideți să mai importăm unul. Și aici bineînțeles că putem să jonglăm cu ele după cum vedem. Putem să le mutăm. De exemplu aici era uh, filmarea cu mine. O să dau, o să o pun prima. Da? Putem să facem asta. O să putem să o facem mai mică. Acum am pus-o iarăși prima. Deci putem să facem foarte multe lucruri. Putem să... Uh, uh, Tăiem din ea, putem să o facem mai mică sau mai mare, în funcție de cum dorim. Mai mare nu putem să o facem, putem să o facem mai mare după ce o facem mai mică, adică să revenim la dimensiunea inițială. Dar să zicem că pasta vreau să o fac un pic mai mică, da? și aici ne arată cam pe unde suntem în momentul în care uh, alegem punctul de intrare și de ieșire. Da? Haideți să o tăiem și pasta un pic. Procesul ăsta se numește trim, adică tundere tundem fișierul video. Acum, dacă suntem liniștiți cu ce am făcut, putem să băgăm ceva efecte și avem câteva efecte preconfigurate, da? Să zicem că vrem să folosim, nu știu, efectul ăsta de simulare TV. Da? Putem să facem treaba asta și putem să băgăm efect la fiecare videoclip. Hai să mai băgăm și la asta efectul. Să-i băgăm și la asta un efect. Haideți să-i băgăm efectul, să zicem asta, de reflexie. Da? Am băgat efectele. Trebuie să știți că cu cât băgați mai multe efecte, cu atât va dura mai mult randarea finală a proiectului. O să vedeți voi chestia asta. Acum haideți să vedem ce mai putem să facem. Putem să băgăm text în unele zone, de exemplu titlu, da? să băgăm titlul. Și aici la titlu scriem ce vrem noi, da? Test, pardon, test tutorial. Ok. Uh, și putem, bineînțeles, să mutăm acest text unde o să apară și cât o să apară. O să lăsăm să apară un pic la început. Bineînțeles, dar hai să-l mutăm un pic, apare pe fața mea. Haideți să-l mutăm aici în partea asta jos, să nu ne deranjeze. Putem să-l facem bineînțeles mai mare, mai mic, cum vrem noi. Acum bineînțeles că putem să băgăm și o coloană sonoră. Observați că între timp s-a adăugat un track nou cu text aici. Putem să edităm audio în momentul în care selectăm un, un video de aici, un, un video importat o să putem să modificăm setările pentru, pardon, uite aici, modificăm setările pentru audio, da? și dăm audio mai încet de pe track. De exemplu, dacă eu vorbeam în filmarea asta, aveam audio mai încet sau bineînțeles fade in, fade out și așa mai departe, putem să umblăm și la Uh, balansul dintre tracul audio și sonorul din video, putem să facem și treaba asta dacă vrem să băgăm de exemplu niște muzică pe fundal și nu vrem să audă vocea atât de bine. <coughs> Haideți să băgăm și noi un track audio, bineînțeles putem să rotim dacă de exemplu am filmat cu o cameră GoPro și era montată invers, putem să rotim filmarea, pur și simplu apăsăm și după cum vedeți se rotește, dar noi o să-l dăm înapoi, Așa. Acum că am, pardon, cancel. Acum că am terminat cu astea, haideți să adăugăm niște audio, da? O să adăugăm un track audio. Bineînțeles, putem să adăugăm și poze. Haideți să adăugăm și ceva poze. Și pozele după aia pot apărea iarăși unde vreți voi. Puteți să le puneți unde vreți voi. Acum am pus între astea două video poza. Haideți să mai adaug una. Pardon, la poze. Ia se adaugă prima oară la final, dar după aia, bineînțeles, puteți să o mutați unde vreți voi. Haideți acum să mergem înapoi și să adăugăm ceva audio, muzică. Și aici la muzică sunt câteva mostre, da? E bună asta, o selectăm și adăugăm plus aici. Bineînțeles putem să o mutăm unde vrem noi. Mai mare nu putem să o facem, dar putem să o facem mai mică. Și putem după aia bineînțeles să mai adăugăm încă un track. Putem să adăugăm aceeași melodie. Ok. Și acum o să facem exact cât filmarea noastră. Da? Cam asta este. Am adăugat video, am adăugat audio, am adăugat efecte. Bineînțeles dacă ar fi voce pe aceste, pe aceste videoclipuri, pe aceste scurte clipuri sus am putea din nou să modificăm folosind această setare, pardon, setarea de audio și putem să balansăm între, v-am spus, între fundalul sonor și uh, sunetul din video pentru că acum avem două tracuri audio trebuie să înțelegeți asta este unul tracul audio după video filmat dacă are audio și uh, uh, această, această, melodie de fundal. Uh, cam asta este, asta este editarea. Haideți să vedem cum, uh, cum a ieșit până la urmă. <coughs> Uitați și efectele care le-am băgat. Cam asta este. După ce suntem mulțumiți de rezultat, bineînțeles putem să mergem aici și save and produce. Da? Dacă nu vreți să, să randați acum videoclipul, puteți să, doar să dați save project și el se va salva și puteți să randați mai târziu. Dacă nu aveți baterie, să zicem, suficient. Aici, în, în fereastra de salvare, putem să salvăm mai multe feluri, fie dăm share pe Facebook, share pe YouTube, avem mai multe opțiuni pentru exportare aici și avem exportare în CyberLink Cloud. Noi o să-l salvăm local și o să alegem prima versiune. Aici o să vedeți dacă folosiți versiunea gratuită, o să puteți să exportați doar HD, da? dacă dați full HD o să vedeți că vă spune în versiunea asta nu se poate și trebuie să ne limităm la rezoluție HD. Ne limităm la rezoluție HD, dăm Next, nu mulțumesc. Pardon, dacă vreți dați un nume iar la video aici și producem acest video. Se face destul de repede pentru că am filmat acele secvențe scurte, n-am stat să bag prea mult conținut are câteva secunde și nu o să dureze foarte, foarte mult. Bineînțeles, depinde acum de câte efecte băgați voi, cât audio, cât de mult editați, cum modificați sunetul și așa mai departe. Cam asta este, s-a terminat, haideți să vedem cum a ieșit. După cum vedeți în versiunea asta, în versiunea gratuită scrie aici by Power Director pentru că folosiți o versiune gratuită. După cum vedeți apar și pozele, apar și filmările, apare și coloana sonoră și efectele și tot. Cam asta este, asta este Power Director, asta este versiunea gratuită. Versiunea comercială am impresia că costă undeva la 5 euro. Nu este scump deloc dacă vă place softul, după ce îl încercați puteți chiar să cumpărați acest soft pentru că se folosește foarte ușor, are un timeline care este destul de intuitiv, efecte suficiente, nu pot să spui acum că este ca un soft desktop, dar pe telefon ne face treaba și putem face câteva montaje amuzante, câteva montaje în concediu, să le share cuiva și așa mai departe. Cam asta a fost pentru astăzi, asta este Power Director, versiunea gratuită. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, eu sunt Cristi, voi ați fost la videotorial.ro, încă o dată vă mulțumesc, la revedere!